dacă ne vom despărți, sper să nu simtă foarte tare copiii noștri și să le spunem tot timpul că mami și tati s-au iubit ca să-i facă păi. Nu să spunem mami e o mincinoasă, tactul e nu știu cum, nu, asta e imbecilități. Îi vezi pe copiii tăi că sunt afectați de ceea ce se întâmplă între voi? Aveți grijă cu cine vă măritați și mai ales cu cine faceți copii. Așa nu se mai poate. Asta e ziua mea în care o să vorbesc. Spune-te rog ce s-a întâmplat după ce a ieșit din transmisia directă de la un show păcătos. Cred că eram foarte obosită și la un moment dat am început să plâng. Și ai avut o discuție cu soțul tău? Nu, acasă după n-am avut discuții, dar ne-am văzut materialul, e adevărat. Ce să zic, sper să se rezolve lucrurile în viața mea personală și dacă nu se rezolvă, măcar să găsim o linie pe care să mergem. Tu și-ai avut o ieșire... Da, e important până la urmă, știi, să fii liniștit acasă, să fii fericit în familie, să te bucuri de ceea ce ai. Pentru că viața e scurtă, Horatiu, nu se știe. Uite, astăzi am 40 de ani, nu se știe cât mă mai ține Dumnezeu pe pământ. Cum îți explici această ieșire nervoasă din adunării sale? Cu plângeri penale, să te potolești, să... Nu, nu am făcut nicio plângere penală lui personal. Am făcut plângere penală unor foști directori din... compania care m-a dat afară ilegal. Cu honorul s-ai vorbit? Nu, nu vorbim, evident că nu vorbim. Din păcate, nu vorbim, pentru că este un copil care a crescut cu certurile noastre. El de pe la 14-15 ani a asistat involuntar la despărțiri, împăcări, scandaluri și așa mai departe. E normal să mă considere răul din viața tatălui său. Și înțeleg lucrul ăsta, e perfect omenește, probabil că și în familia mea, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, aș fi considerat intrusul sau intrusa din familie, drept dușmanul de moarte al vreunuia din părinții mei. Dar aceste certuri nu reprezintă un pericol și pentru copiii și tăi, pentru Eduard și Maximus? Evident că reprezintă un pericol. Eu încerc cât pot de tare să evit aceste certuri în fața sau aceste discuții cu soțul meu în fața copiilor. Din păcate nu reușim. Din păcate copiii mei au asistat de câteva ori la certurile dintre noi și am spus lucrul ăsta soțului meu să încerce cumva să evite să discutăm mai aprins în prezența copiilor. Dar soțul tău nu poate să fie un mediator între Honorius și Adriana Bacunțeanu? E o întrebare grea, cred că trebuie să-l întreb pe el lucrul ăsta. Probabil dacă și-ar dori foarte tare să fim într-adevăr o familie lărgită și unită, am putea fi, cu siguranță. Aseară băiețelul meu, Maxi, s-a trezit din somn speriat, a trebuit să stau cu el, deci n-am avut... A rămas că vom discuta astăzi, în această seară, când sper din tot sufletul ca soțul meu să mă înțeleagă. Atâta tot îi cer, să mă înțeleagă. Ai greșit undeva față de soțul tău? În mod sigur amândoi am greșit unul față de celălalt. Nimeni nu e perfect unul la mână. Doi la mână, sigur că și din partea mea au fost greșeli și din partea lui. Da, probabil că am greșit față de el, probabil că și el a greșit față de mine. Sper că măcar astăzi, la un an de la împăcare, să rezolvăm niște lucruri dintre noi, lucruri care mie îmi stau pe limbă și pe care probabil nu i le-am spus. Poți să ne le spui nou? Nu pot să vi le spun vouă. Sunt discuții mult prea intime ca să vi le spun vouă. Sper să rezolvăm într-un fel sau altul situația noastră, pentru că așa nu se poate. Nu se poate să ajungi acasă și să nu știi cum pleci mâine sau ce găsești acasă sau dacă acasă e liniște sau nu e liniște. Nu-mi doresc o asemenea viață. Ori sunt fericită, ori nu mai sunt. Crezi că sunteți făcuți unul pentru celălalt? Probabil între noi există o foarte mare legătură din moment ce ne-am împăcat de atâtea ori. Sigur că există o chimie specială. Însă nu, ăsta este modul de viață pe care mi-l doresc, neapărat. Dar ce ți-ai dori, eu știu, o sumă de bani sau un inel, un cadou? Mi-aș dori ca soțul meu să învețe să mă iubească, să învețe că sunt partenera lui de viață până la moarte. Mi-aș dori să mă respecte, așa cum orice soț își respectă soția. Și mi-aș dori să mă valorizeze, așa cum merit eu să fiu valorizată.